Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm studiul în Cartea Apocalipsa. Am ajuns la penultima biserică din cele șapte care sunt date în capitolele 2 și 3, către care Domnul trimite câte o scurtă epistolă. Este vorba de biserica din Filadelfia, iar studiul de astăzi l-am intitulat Fii gata pentru răpire, pentru că, așa cum vom vedea, această biserică este o imagine a ceea ce va fi înainte de revenirea Domnului. Ea este un model pentru o biserică biblică pregătită pentru revenirea Domnului și ne rugăm ca noi să fim o astfel de biserică de tip Filadelfia. Nu este vorba să spui un nume Filadelfia, ci să fii o astfel de biserică, iar Domnul poate să facă așa cu fiecare dintre noi și cu orice biserica sa. Așadar, citim din capitolul 3 din Cartea Apocalipsa, începând cu versetul 7, Îngerului Bisericii din Filadelfia scriei: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din ceea ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și Domnul să ne ajute și pe noi să ascultăm cuvintele acestea pe care Duhul lui Dumnezeu le adresează bisericilor. Observați că e această expresie la sfârșitul fiecărei epistole, se adresează tuturor bisericilor, ceea ce înseamnă că anumite părți dintr-o epistolă sunt valabile pentru toate bisericile și, de fapt, tot cuvântul este de folos ca noi să ne analizăm, să ne examinăm, să ne cercetăm viețile în lumina Lui. Așadar, începem cu numele bisericii, ca de obicei, și vorbim despre orașul în care ea se afla. Repet, nu era o denumire de biserică, ci era denumirea orașului. Exista un oraș în Asia Mică, numit Filadelfia. Acest oraș antic a fost întemeiat de regele Pergamului, Eumenes al II-lea, în 189 înainte de Hristos. Știți, când am vorbit de orașul Pergam, când am ajuns la această epistolă, am spus că era capitala unui regat. Erau două regate în vechime, în perioada antică, în acea zonă, regatul Lidiei și regatul Pergamului. Ei bine, acest rege, Eumenes al II-lea, cu aproape 200 de ani înainte de Domnul Iisus, a întemeiat un oraș în cinstea fratelui său, l-a numit Filadelfia, pentru că el își iubea foarte mult fratele, numit Atalus, cel care, de fapt, i-a și succedat la tron după moartea sa. Numele acestui oraș, așadar, provine de la un cuvânt grecesc format din două părți. Prima este alcătuită din cuvântul filia sau fileo și înseamnă iubire prietenească sau frățească, iar a doua parte a cuvântului este de la cuvântul adelfos, care are semnificația de frate, iar în cazul nostru este vorba de frate în credință. Așadar, dacă este vorba să dăm o traducere literală acestei denumiri a orașului, acesta ar fi sunat astfel: orașul dragostei de frați. În primul rând, o dragoste normală, naturală, într-o familie, dar, observați, are și o semnificație spirituală. Și, încă o dată, rămâi absolut uimit de ce legătură aveau aceste epistole cu numele orașelor din care făceau parte bisericile respective. Și în cazul acesta se potrivește perfect, pentru că aceasta era o biserică a dragostei frățești. Era o biserică în care, în mod normal, orice biserică trebuie să aibă acest lucru, frații să aibă dragoste unii față de alții. Domnul Iisus a spus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.
Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dacă nu e această dragoste, dragii mei, biserica aceea este doar o imitație falsă a ceea ce ar trebui să fie un grup de creștini adunați în numele Domnului Iisus. Revenind la denumirea bisericii, la orașul Philadelphia, acesta a fost cucerit de către romani în anul 133 înainte de Hristos, în perioada de expansiune a Imperiului Roman, iar în anul 17 după Hristos a fost devastat de un puternic cutremur, fiind însă reconstruit după aceea. De fapt, toate orașele din zona Asiei Mici au fost guduite de cutremure puternice, la fel și în cazul acestui oraș și, de fapt, și în nordul Greciei s-a întâmplat de mai multe ori ca orașe întregi să fie distruse de cutremure de pământ. Creștinismul a fost adus aici, în Philadelphia, în timpul apostolului Pavel, iar istoria creștină înregistrează mai mulți martiri care și-au dat viața pentru Domnul în Philadelphia. Așadar, creștinismul era foarte puternic în acest oraș și, de fapt, vom vedea că în toată istoria, până la venirea Imperiului Islamic în regiune, orașul Philadelphia a rămas ca o insulă de creștinătate. Ei au reușit să cucerească întreaga parte a Turciei de astăzi, întreaga țară care se numește astăzi Turcia, dar aici n-au reușit să pună mâna pe acest oraș care a rezistat ca o insulă de creștinism într-o mare de islamism până în anul 1390. A fost orașul care a dăinuit cel mai mult ca și oraș creștin în Imperiul Musulman. Orașul continuă să existe și astăzi sub numele de Alaşehir, are aproximativ 50.000 de locuitori și este localizat în vestul Turciei, la aproximativ 100 de kilometri de Izmir sau Smirna, cu denumirea veche, cu care este conectat printr-o șosea care amintește de vechiul drum comercial din antichitate. În general, noile șosele, noile autostrăzi sunt construite peste vechile drumuri comerciale care existau, iată, cu 2000 de ani înainte de vremea noastră. Acestea fiind spuse, mergem la textul propriu-zis și vorbim despre numele pe care și-l dă Domnul în relație cu această biserică din Philadelphia. În versetul 7, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Și aici avem trei aspecte ale persoanei Domnului Iisus. În primul rând, El este cel sfânt și aceasta este calitatea sa principală, la fel ca și Dumnezeu Tatăl și la fel ca Duhul Sfânt. Domnul Iisus este cel sfânt, adică separat de orice păcat. Și în viața sa pe acest pământ, vă aduceți aminte că i-a provocat chiar odată pe farisei și le-a pus întrebarea aceasta: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Niciunul n-a putut să arate ceva rău în viața Domnului Iisus ca om pe acest pământ, în același timp și Fiul lui Dumnezeu, dar ca om El a fost mielul fără cusur și fără prihană, cel care n-a păcătuit niciodată și de aceea El se intitulează cel sfânt. Ca să-L poată condamna la moarte, au trebuit mai mari preoților să inventeze niște acuzații false și să plătească niște martori mincinoși. Dar El este cel sfânt. Iar în cazul acesta se prezintă bisericii în această primă calitate pentru că El este cel sfânt ca și model de urmat. Biserica trebuie să fie și ea sfântă. Dacă nu, El judecă biserica sa, așa cum am văzut în cazul de mai înainte, cel al Tiatirei și de asemenea în Pergam. Domnul, în cazul bisericii din Philadelphia, nu are nimic de condamnat. De aceea nu se prezintă ca judecătorul bisericii, ci doar le reamintește de faptul că El este cel sfânt. În al doilea rând, Domnul este cel adevărat, adică acela care vorbește numai adevărul, rostește numai cuvinte adevărate. El însuși a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Iar în această epistolă trebuia ca oamenii care o primeau să-și aducă aminte că întotdeauna El rostește adevărul. Nu adaugă nimic în plus, nu scade nimic, El prezintă exact evaluarea fiecărei biserici. Și la fel e și în cazul nostru, dragii mei, Domnul ne evaluează așa cum suntem, ne cântărește viața și ne dă verdictul în funcție de cum
trăim. Dacă este ceva de corectat, atunci ne arată ce-i de îndreptat. Dacă nu, rămâne doar a continua pe calea sa, așa cum este și în cazul Filadelfiei, una din cele două biserici care Domnul nu are nimic să-i reproșeze. În al treilea rând, el se prezintă ca acel care are cheia lui David. Și aici, pentru a înțelege bine despre ce e vorba, ar trebui să mergem înapoi în textul din Cartea Prorocului Isaia, în capitolul 22, de la versetul 20 până la 22, avem o imagine a unui om însărcinat să supravegheze camera principală a regelui David. El avea posibilitatea să închidă sau să deschidă, nu putea nimeni să intre în palatul împărătesc fără permisiunea lui, iar în cazul acesta Eliachim este doar o imagine a Domnului Iisus, cel care are cheia ce permite accesul înaintea lui Dumnezeu Tatăl. El are cheia, nimeni nu poate să vină la Dumnezeu decât dacă Domnul Iisus îi deschide ușa. Nu e nicio posibilitate de a te apropia de Dumnezeu fără El. Așa cum El însuși a spus în Ioan 14:6, este scris, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și de asemenea știm un text pe care trebuie să-l învățăm pe din afară, 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și atenție mare în contextul acesta general al ecumenismului, pentru că se propun multe căi de acces către Dumnezeu și fiecare spune că s-ar putea apropia de Dumnezeu așa cum crede de cuvință, în modalitatea proprie. Dragii mei, nu e nicio altă cale de acces în afară de Domnul Iisus. El este cel care are cheia. El deschide ușa către Dumnezeu, El ne deschide drumul și a făcut lucrul acesta în primul rând atunci când a murit la cruce. Vă aduceți aminte că ultimele sale cuvinte au fost, s-a isprăvit, iar prima consecință a fost că perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos, practic a căzut în două părți înaintea preoților, în așa fel încât ei să vadă că drumul către locul preasfânt era deschis de acum înainte. Domnul Iisus ne-a deschis calea aceasta de acces către Dumnezeu Tatăl, de aceea noi avem un mijlocitor, putem să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. În același timp spune aici că El este și Cel care închide și nimeni nu va deschide. El deschide ușa către Dumnezeu pentru cei care se pocăiesc, pentru cei care cred în jertfa Lui, pentru cei care acceptă mântuirea aceasta, dar atenție mare, El are cheia și ca să încuie. Și când închide, nimeni nu va deschide. Pentru cei care refuză în mod constant chemarea Lui la pocăință, există și posibilitatea ca Domnul însuși să încuie ușa și atunci, spune tot El într-una din pilde, atunci veți bate la ușă și veți zice, Doamne, Doamne, deschide-ne și dinăuntru se va auzi o voce, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ar trebui să-L vedem, dragii mei, pe Domnul așa cum este El, în ambele aspecte. Uneori se prezintă doar partea aceasta a Evangheliei și foarte bună și necesar să predicăm Evanghelia, că El deschide ușa către Dumnezeu. Dar în cazul în care această chemare a sa este respinsă în mod consecvent, în mod deliberat, de asemenea cu bună știință, ar trebui să știm și acest lucru, că Domnul are cheia pentru a închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Nu poate să vină nimeni în urma Lui și să schimbe lucrurile. Întreaga noastră viață depinde de atitudinea noastră față de Domnul Iisus. Trecând la versetul următor, avem evaluarea bisericii și spune Domnul Iisus în versetul 8, știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Și din nou avem această imagine a ușii deschise. De asemenea, Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Este o formă metaforică de a vorbi că El este calea de acces către Dumnezeu. Dar în contextul acestei epistole poate să însemne două lucruri. În primul rând, faptul că acestei biserici i s-a pus înainte o ușă deschisă. Dacă citim mai departe în Cartea Apocalipsa, în capitolul 4, vedem că Ioan are această imagine a unei uși deschise în ceruri, ceea ce trimite cu
gândul la imaginea răpirii. Ușa aceasta deschisă în ceruri poate să fie, în primul rând, o imagine a răpirii bisericii. Domnul deschide ușa către ceruri, el cheamă biserica sa în casa Tatălui și spune acestei biserici, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Aceasta este prima interpretare. Mai poate însemna în același timp încă un lucru, nu că este vorba doar de o interpretare, mai multe texte din Scriptură pot avea un dublu sens, o dublă interpretare și în cazul acesta poate să însemne o ușă deschisă pentru vestirea Evangheliei. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel le cerea primilor creștini să se roage pentru el ca să îi deschidă Domnul o ușă pentru vestirea cuvântului. Și în cazul bisericii din Filadelfia, iată, era o ușă deschisă ca ei să meargă mai departe în lucrarea lui Dumnezeu. Și aici o scurtă aplicație pentru noi. De asemenea, avem nevoie ca Domnul să ne deschidă ușa pentru vestirea Evangheliei, mai ales în contextul acesta extrem de dificil în care trăim, cu multe restricții, cu multe probleme. Însă întotdeauna există o ușă. Domnul o deschide. Iar în cazul nostru, ușa este prin intermediul internetului și, de asemenea, prin cărțile pe care le-am tot publicat și le-am distribuit în diferite părți, în țară, în afara țării. Ei bine, întotdeauna va fi o ușă deschisă pentru Evanghelie. Pentru că, dragii mei, aici e lucrarea Domnului, nu este lucrarea unui om. Și Domnul vorbește despre o ușă deschisă pentru această biserică și în sensul acesta al lucrării misionare pe care ei o desfășurau. Și continuă în acest verset textul, pentru că ai puțină putere. Ți-am deschis o ușă pentru că ai puțină putere. Și noi, citind în Noul Testament, vorbind despre putere, imediat avem această imagine a puterii pe care Domnul Iisus a promis-o în biserica sa. De unde este sursa? Care este sursa de putere în biserica Domnului? El însuși a spus-o. În momentul în care a fost înălțat la ceruri, le spune aceste cuvinte ucenicilor, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observați, ceea ce vrea Domnul să vadă în biserica sa este această putere. Nu o putere firească, ce suntem noi capabili să facem noi, cât de educați suntem, cât de mult știm, cât de pricepuți suntem în tot felul de metode, de a inventa metode noi de evangelizare. Ce vorba de puterea Duhului Sfânt. Privește în această biserică și vede că are puțină putere. Vă aduceți aminte că în Sardes privea și observa foarte trist că îi mergea numele că trăiește, dar era o biserică moartă. De ce? Pentru că Duhul Sfânt nu mai exista în mijlocul acestei biserici, se retrăsese total, de aceea când Duhul se retrage dintr-un trup, bineînțeles, trupul și fizic rămâne fără viață și în mod spiritual o biserică fără Duhul Sfânt este o biserică moartă. În partea cealaltă, la polul opus, este această biserică din Filadelfia. Ea avea putere de la Duhul Sfânt. Și observați, nu spune că avea o putere mare, imensă, că făcea mari lucruri, ci spune, știu că ai puțină putere. Nu că Duhul Sfânt dă puțină putere, doar atât a primiseră ei. În schimb, Domnul apreciază lucrul acesta și te duce cu gândul că această putere nu era cea care, așa cum se întâmplă astăzi, îi face pe oameni să fie foarte impresionați prin mari semne și minuni. Oamenii chiar în unele locuri spun că din cauza puterii Duhului Sfânt leșină sau cine știe ce alte manifestări ciudate au, aici e vorba de puterea Duhului Sfânt care îi aduce pe oameni la cruce. Noi avem nevoie de această putere și ca să avem ungere pentru vestirea Evangheliei și ca Duhul Sfânt să lucreze în ascultători, pentru că El aduce convingere de păcat. Iar această biserică avea puțină putere, avea acces la vestirea Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt. De ce toate acestea? Spune Domnul mai departe. Și ai păzit cuvântul meu, pentru că ei rămăseseră în cuvântul Domnului. Și lucrul acesta este esențial, pentru că dacă noi ne îndepărtăm de cuvântul lui Dumnezeu, pierdem busola, ne rătăcim de la calea Domnului. Această biserică era una biblică, avea putere, în același timp își compara viața, își alinia viața după cuvântul lui Dumnezeu. Iar Domnul Iisus spune, tu ai păzit cuvântul meu.
Dragii mei, Domnul Iisus însuși a spus că aceasta este dovada dragostei noastre față de El. Cum ne arătăm noi dragostea față de Domnul Iisus? Bineînțeles, putem să spunem în rugăciune, putem să lăudăm și să-i spunem și în cântare că îl iubim. E bine și așa, dar dincolo de aceasta Domnul a rostit aceste cuvinte. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă noi îl iubim pe Domnul, din dragoste pentru El, vom rămâne în ascultare de cuvântul Său. Cine se răzvrătește împotriva cuvântului Domnului, cine o ia pe calea lui și își alcătuiește viața așa cum dorește, dă dovadă că nu îl iubește pe Domnul. Dacă noi îl iubim pe Domnul, rămânem ascultători de cuvântul Său. Noi suntem aici strânși pentru că îl iubim pe Domnul. Noi ascultăm de cuvântul Lui pentru că îl iubim pe El. Asta este dovada. Și El însuși a spus-o. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și poruncile mele nu sunt grele, spune El. Și într-adevăr, ce greu este să trăiești pentru Domnul. Este cel mai simplu și modul normal de a trăi viața dacă ești cu adevărat o persoană născută din nou. Privind acum la contextul general al acestei biserici, ea era o biserică biblică în care se dădea cinste cuvântului lui Dumnezeu. Nu statutului propriu, nu directivelor care veneau de la centru. Ei n-aveau așa ceva. Ei nu adăugau lângă cuvânt încă ceva. Și observați că toate bisericile, inclusiv cele care se numesc astăzi biblice, au cuvântul lui Dumnezeu, dar mai au și statutul lor, mai au și interpretările lor, mai au și regulile lor interne. Aici nu era vorba de așa ceva, era doar cuvântul lui Dumnezeu. Și ar trebui să învățăm foarte bine să putem urma acest exemplu. Biserica pe care o răpește Domnul, biserica înaintea căreia este o ușă deschisă în ceruri, este cea care ascultă în întregime de cuvântul Său. Iar Domnul spune, tu ai păzit cuvântul meu. Și în final, în aceeași evaluare din versetul 8, spune Domnul, n-ai tăgăduit numele meu. Au avut o mărturie neclintită, chiar și în prigoană, la fel ca și biserica din Smirna. Repet, peste tot era prigoană în Imperiul Roman, cu momente de mai mare intensitate, alte momente în care mai scădea ca putere, dar prigoană tot timpul era, tot timpul cei care voiau să trăiască cu Evlavie în Hristos erau prigoniți și atunci ca și acum. Și vom vedea mai departe că prigoana, la fel ca și în Smirna, venea nu doar din partea autorităților romane, ci și din partea celor care spuneau oameni ce laudă pe Domnul, din partea celor care se numeau iudei, dar nu erau, ci erau doar o sinagogă a satanei. Aceștia batjocoreau, ocărau pe cei din Smirna, la fel era și în Filadelfia, întotdeauna va fi așa. Cei care nu vor să-și pună viața în rânduială, să o alinieze cu cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna vor batjocori, vor avea cuvinte de ocară și vom vedea aici că, din fericire, unii din aceia ajung totuși să se pocăiască. Biserica aceasta din Filadelfia, creștinii care o alcătuiau, n-au tăgăduit numele Domnului, nu s-au lepădat de El nici când era prigoană în orașul lor. Și Domnul apreciază acest lucru. Ar trebui, după versetul 8, după acest moment al evaluării, să vedem o observație sau o mustrare adresată bisericii. Și în cazul de astăzi, în cazul Filadelfiei, nu există. La fel ca și în Smirna, nu este nicio mustrare, nu este nicio observație. Nu înseamnă că ei erau perfecți. Dar cât timp noi rămânem în ascultare de cuvântul Domnului, nu are Domnul ce să ridice împotriva noastră, dacă noi ascultăm. Bineînțeles că nu erau extraordinar de puternici, spune doar că aveau puțină putere. Nu erau oamenii care să fie evangelizat toată Asia Mică, nu spune despre asta. Dar Domnul apreciază faptul că ei au ascultat de cuvânt, că n-au tăgăduit numele Său, că primiseră putere de la Duhul Sfânt și n-are nimic de reproșat în cazul lor. Repet, nu erau perfecți, dar erau ascultători de cuvânt. În locul observației sau mustrării apare în schimb un anunț încurajator pentru ei. Versetul 9. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Și primul lucru care izbește în acest loc este faptul că oamenii din sinagoga era o instituție alcătuită pe vremea cărturarului și preotului Ezra, în care se învăța
cuvântul Domnului și aveau loc adunări în care oamenii se închinau înaintea lui Dumnezeu. Așa a funcționat sute de ani, aproape 500 de ani. Și iată, de data aceasta, în diaspora, în afara Israelului, era o sinagogă, ca și în Smirna, pe care Domnul nu mai numește a sa, ci a satanei. Foarte dure cuvinte. Când oamenii care își spun oameni credincioși, când oamenii care se intitulează credincioși singuri, nu mai ascultă de cuvântul său, ei ajung să mintă. Și Domnul spune, nu sunt iudei, ci mint. Sunt oameni mincinoși. Cine este tatăl minciunii? Diavolul. De aceea Domnul merge mai departe și le spune, aceștia sunt oameni din sinagoga satanei. Aceasta nu e adunarea mea, ci sinagoga satanei. Și am vorbit când am ajuns la epistola către Smirna despre faptul că un om al lui Dumnezeu din zilele noastre, Petru Popovici, a trecut la Domnul în veșnicie. Omul acesta a spus că se aplică această sintagmă și pentru multe biserici din zilele noastre. Nu-i nimic surprinzător pentru că, într-adevăr, atunci când cei care trebuie să laude pe Domnul, iudeu însemna om care laudă pe Dumnezeu, când ei ajung să lase pe Domnul în urmă și să-și facă propriile programe, ei se laudă singuri și echivalentul este cel al sinagogii satanei, așa cum o numește Domnul aici. Dragii mei, din păcate, astăzi sunt foarte multe astfel de adunări. Nu e cazul să spunem noi care da și care nu. Domnul cunoaște fiecare adunare în parte, fiecare biserică. Domnul cunoaște, știm și noi. Vreau doar să spun că în Epistola către Romani, în capitolul 2, Apostolul Pavel spunea: iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și aș vrea să citesc același text punând în loc numele de creștin. Creștin nu este acela care se arată pe din afară că este creștin, ci creștin este acela care este creștin înăuntru. Un astfel de creștin își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Nu se laudă ei pe ei înșiși sau unii pe alții, ci Dumnezeu îi apreciază. În cazul acesta, Domnul Iisus spune despre această biserică numai lucruri pozitive. Marea fericire din acest text, marea bucurie, este că totuși se pocăiesc unii din sinagoga satanei. Eu încă n-am văzut asta în zilele noastre. Am tot așteptat, știți că am făcut studiul acesta și în urmă cu 7 ani. Acum doar îl refacem, îl actualizăm. Și am tot tras nădejde că oameni de felul acesta vor ajunge în final să se pocăiască, să spună, da, am mințit. Și am avut de mai multe ori îndemn de la Domnul să mă rog special pentru o persoană sau alta, încă aștept. Și Domnul să lumineze pe toți, dacă vreunul ascultă cuvintele acestea, să știe că aceasta este calea. Și dacă vreunul se află în situația aceasta acum, din cei care ascultă aceste înregistrări, aceste studii, să se grăbească să facă public lucrul acesta, să se ducă, să-și ceară iertare dacă a mințit despre frații săi, dacă a mințit despre liderii bisericii, să rezolve lucrurile cât mai rapid, pentru că Domnul vine. El ne evaluează. Nu noi pe noi înșine, ci Domnul ne evaluează. Iar în cazul acesta evaluase pe cei din sinagogă și spunea, ei sunt mincinoși. Calea lor de scăpare este să se pocăiască și să facă lucrul acesta public. Să vină în biserica din Filadelfia să închine înaintea Domnului. Nu se închinau la păstorul de aici, se închinau Domnului, dar mărturiseau public. Mărturiseau în gura mare înaintea întregii biserici. Am fost un mincinos și am trăit spunând minciuni, ocărând, batjocorind lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este calea de scăpare și Domnul spune că va face lucrul acesta ca să se știe că El iubește biserica din Filadelfia și în speță aici, în particular, pe păstorul bisericii din Filadelfia, că îi vorbește unui om. Vorbește îngerului bisericii din Filadelfia. El, vă aduceți aminte, avea pe acești păstori în mâna sa dreaptă. Cele 7 stele pe care el le susținea în mâna sa dreaptă erau imagini ale celor 7 păstori sau îngeri ai bisericilor. Nu te pui împotriva celui pe care Domnul îl ține în mâna sa, fără să rămâi fără consecințe. Așadar, nu este nicio mustrare aici în Filadelfia, la fel cum era și în Smirna, și este extraordinar lucru să nu aibă Domnul nimic de reproșat.
Mi-aș dori să fie așa în cazul nostru. Și în cazul meu particular și în cazul nostru, ca oameni care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și formăm Biserica Lui, chiar dacă într-un număr mai restrâns, noi suntem biserică în momentul în care Domnul ne recunoaște ca biserică. Și aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că am spus în dățile trecute, pentru cei care sunt într-o biserică de tip Pergam, de tip Tiatira sau Sardes, să iasă și îmi mențin cuvintele. Oamenii care trăiesc amestecați cu păcatul, unde este corupție, unde este amestec cu lumea, unde păcatul este tolerat, tu n-ai ce căuta acolo. Ești de grabă. Dar, mare atenție, când ieși afară, nu înseamnă că dacă te mai întâlnești cu încă o familie, lucrul acesta este echivalent cu o biserică. Unii au zis, iată biserica Domnului, ne întâlnim două familii sau trei familii, suntem biserica Domnului. Nu, dragii mei, poate să fie un grup de rugăciune și este normal așa, dar biserica Domnului presupune să fie oameni pe care Domnul îi pune ca supraveghetori. În Scriptură vorbește despre prezbiteri sau păstori sau episcopi și diaconi. Trebuie să fie prezbiteri sau diacon, ca aceea să poată fi biserica Domnului. Trebuie să fie oameni care să fie în stare să învețe din cuvânt, oameni care să aibă răspundere, să slujească în biserică. Asta este scris în Noul Testament. Așa funcționează o biserică. După cuvânt, am vorbit că aici Filadelfia ascultase de cuvântul Domnului. Dacă e vorba să ascultăm de cuvânt, trebuie să știm că o biserică presupune existența a cel puțin unui slujitor rânduit de către Domnul, iar această chemare pe care Domnul o face să fie recunoscută de către un slujitor consacrat al Domnului. Pentru că pe Tit îl lăsase în Creta ca să rânduiască prezbiteri, să-i pună în slujbă, iar aceasta se făcea în vremea apostolilor, o făcea Pavel sau o făceau cei care veneau după el, slujitori consacrați pe câmpul Evangheliei, care rânduiau oameni cu autoritate. Așa funcționează o biserică. Dacă nu este un astfel de slujitor, grupul acela este doar un grup de rugăciune, dar nu se poate intitula biserică și, prin urmare, nu poate să oficieze ceea ce arată în Scriptură foarte clar că trebuie să se întâmple într-o biserică, și anume cina Domnului și botezul creștin. Acestea trebuie să fie făcute în rânduială după Sfintele Scripturi. Spun asta pentru că peste tot în țară au apărut astfel de grupuri. Nu înseamnă că dacă oamenii se strâng într-o casă, ei sunt și bine. Dacă ei au ieșit din adunări formale și au adunări așa de casă, asta înseamnă că automat ei sunt Filadelfia. Nu, nu, nici pe departe asta. Ci de fapt știți că am vorbit în București despre unii care ne imită, care fac reclamă spunând în publicitatea lor că sunt de la Vremea Trezirii. Și nu sunt doar ei. Sunt tot felul de mișcări în țară și apar tot mai multe. De ce? Pentru că diavolul vrea să imite adevărata lucrare a lui Dumnezeu. El nu poate să o împiedice, dar va crea un fals foarte asemănător. Și se creează falsul acesta astăzi. O falsă mișcare a bisericilor de casă care nu are nimic în comun cu Scriptura și aș putea vorbi mult despre grupurile acestea și nu de bine, din păcate. Domnul să ne cerceteze și să înțelegem bine care este rânduiala Lui. Repet, o întâlnire a două sau trei familii sau a două sau trei persoane, spune Domnul că ei pot să se întâlnească, să se roage și că El vine în mijlocul lor. Este un grup de rugăciune, este în contextul rugăciunii. Când e vorba de biserică, trebuie să fie un prezbiter sau un diacon, cel puțin, pentru ca lucrarea să fie supravegheată. Biserica nu e un loc în care fiecare face de capul lui ce vrea și nu dă socoteală nimănui. Așa au luat naștere multe din grupurile acestea, pentru că oamenii n-au mai vrut să dea socoteală nimănui și să facă ei ce vor, să nu răspundă înaintea niciunui om. De aceea ei repede se intitulează biserici, Domnul nu recunoaște o astfel de lucrare. Revenind aici la biserica din Filadelfia, este de precizat faptul că toate bisericile din primele trei secole erau biserici de casă. Nu se făcea distinție, nu erau biserici instituționalizate. Le-a instituționalizat Constantin cel Mare după anul 313, mai precis după 325, dar atunci ele au devenit adunări mari cu bazilici, cu clădiri mari pe care împăratul roman le-a donat. Până atunci au funcționat în casă. Toate bisericile erau de casă, dar erau în ascultare de cuvânt. Iar în cazul Filadelfiei, care erau aceste caracteristici pe care Domnul
le arată și pe care noi ar trebui să le urmăm ca să fim o biserică de tip Filadelfia. În primul rând să fie o biserică în care să fie dragoste față de Domnul. De unde știm că îl iubeau pe Domnul? Pentru că ascultau de cuvântul său. O biserică, Filadelfia, are în primul rând dragoste de Domnul, iar în al doilea rând aceasta se arată prin dragostea față de frați. Fiindcă dacă noi îl iubim cu adevărat pe Domnul, acest lucru va duce la pasul următor să iubim pe frații noștri. Dragii mei, aceasta este o dragoste neprefăcută. O dragoste sinceră, din toată inima. Nu că îl iau în brațe pe frate, o salut pe sora și pe urmă mă duc și vorbesc de rău. Nu așa. Trebuie să fie o dragoste reală, neprefăcută de frați. Aceasta ne abilitează pe noi să fim o biserică de tip Filadelfia dacă vom avea dragoste de frați. Dacă nu, Domnul nu recunoaște o astfel de biserică și de fapt nici oamenii nu o recunosc, pentru că prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin dragostea neprefăcută de frați. Acesta era și numele bisericii, iar a treia calitate era credincioșia, fidelitatea față de Domnul. Ei erau în ascultare. În al patrulea rând, se pare că ei aveau eforturi în misiune, dacă este să interpretăm că ușa deschisă înseamnă o ușă pentru vestirea Evangheliei și cred că ei erau foarte activi pe câmpul de misiune. Spune Domnul, știu faptele tale. În al cincilea rând, aveau o bună mărturie pentru cei din afară, chiar și față de oamenii ăștia din sinagoga Satanei, pentru că ei batjocoreau, dar în adâncul conștiinței lor știau că sunt greșiți, știau că oamenii aceia din Filadelfia chiar trăiesc în sfințenie. De asemenea, în al șaselea rând, era vorba de răbdare în suferință, pentru că Domnul spune, n-ai tăgăduit în numele meu, și în al șaptelea rând, o așteptare continuă a revenirii Domnului. Pentru că, așa cum vom vedea, Domnul spune că această biserică va fi păzită de necazul cel mare. Este aceasta o oglindă pentru noi. Noi trebuie să vedem dacă suntem ca Filadelfia. Avem noi dragoste pentru Domnul? Este o dragoste neprefăcută de frați în mijlocul nostru? Avem credincioșie, fidelitate față de Domnul? Depunem eforturi în misiune pentru vestirea Evangheliei, chiar dacă suntem condiționați de restricțiile acestea. Totuși, eu vă spun, fraților, în ultimele luni n-am lucrat niciodată mai mult ca în lunile acestea. Și dau slavă Domnului, dar nu restricțiile trebuie să ne împiedice. Noi trebuie să-i slujim Domnului, indiferent de condițiile în care ne aflăm. O bună mărturie față de cei de afară. Nu vorbim de cei care mint. Oamenii mint și spun tot felul de minciuni și despre Wesley spuneam și despre toți ceilalți. Tot felul de lucruri inventate, dar este o mărturie bună. Suntem noi, într-adevăr, oameni care nu doar spunem despre sfințenie, trăim sfințenia, ne-am depărtat de păcat. În al șaselea rând, suntem răbdători în suferință, în necazuri, nu avem multă prigoană, unii aveți chiar în case, din partea celor care încă nu s-au întors la Domnul. Suntem răbdători și nu tăgăduim numele Domnului. Iar în al șaptelea rând, îl așteptăm noi pe Domnul. Îl așteptăm astăzi? Când îl așteptăm? Vedeți, foarte curând vor fi sărbătorile de toamnă în Israel. Și de fiecare dată te gândești. Nu că neapărat va trebui să se întâmple atunci, dar sunt semnificații simbolice care își așteaptă împlinirea. Cele de primăvară s-au împlinit, cele de toamnă își așteaptă împlinirea. Iar prima dintre ele este Rosh Hashanah, ziua trâmbiței, sărbătoarea trâmbiței, când se anunță ultima adunare, ultima trâmbiță. Nu e trâmbița din Apocalipsa, ci ultima trâmbiță care sună adunarea poporului lui Dumnezeu. Care este poporul lui Dumnezeu? Biserica. Aceasta e ultima trâmbiță. Nu zic că e în ziua de Rosh Hashanah, dar aceasta trebuie să se împlinească. Încă nu s-a împlinit și de fiecare dată când evreii sărbătoresc, e cea mai importantă perioadă din an pentru ei, aceasta, de obicei în luna septembrie se întâmplă, noi trebuie să ne gândim, oare nu acum suntem noi o biserică în așteptarea revenirii Domnului? Oare de data aceasta chiar va veni Domnul? Poate să vină, sigur. Poate să vină anul acesta, sunt mari posibilități. Poate să vină în anii următori, la fel de mari cel puțin, pentru că vremea este pe final. Așadar, aceasta este biserica pe care Domnul o apreciază în mod pozitiv, fără nicio mustrare, doar cu îndemnul de a continua în același fel. Fiindcă spune el în versetul 11, eu vin curând. Observați?
este legat de venirea Domnului. Felul acesta de biserică va exista la revenirea Domnului. Și este un îndemn. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și aici este o mare, mare atenționare. Deși cei ca Filadelfia și Smirna erau, de fapt, singurele biserici care nu au primit niciun îndemn la pocăință, totuși, este o atenționare mare pentru aceste biserici. Cea de a continua în același fel, în aceeași dependență de Domnul. Dragii mei, nu e ușor ca o biserică să ajungă să fie ca Filadelfia. Dar este și mai greu să rămână așa. Și știți bine de ce vorbesc. Nu e ușor să ajungi să fie într-adevăr dragoste de frați, să fie într-adevăr iubire față de toți oamenii și de cei care pierd, să ne ducem cu Evanghelie. Nu e ușor să fii ca Filadelfia. Majoritatea bisericilor de astăzi sunt ca Sardes, ca Laodicea, ca Pergam, ca Tiatira. Dar să fie o biserică de tip Filadelfia este foarte greu, dar și mai greu este să păstrezi ce ai, pentru că diavolul va lovi tot timpul să distrugă fiecare din cele 7 aspecte. Și așteptarea aceasta a revenirii Domnului, să-ți bage în cap, nu, așa au fost lucrurile tot timpul, nu vine Domnul acum. Și dragostea de frați, să se răcească, să înceapă clevetirea, vorbirea de rău, nemulțumire. Și neascultare față de cuvântul Domnului. Toate lucrurile acestea, diavolul va căuta să le aducă în biserică. Și reușește, bineînțeles. Reușește cu mult succes dacă oamenii lasă o ușă deschisă pentru cel rău. Știți cum este, că spunea cineva, el îți pune piciorul. Dacă ai deschis un pic ușa, ți-a pus piciorul și nu mai poți să închizi. Și pe urmă ți-o deschide și mai mult și mai mult, până când intră și ia stăpânire asupra inimii tale și tu nici măcar nu-ți dai seama. Se întâmplă asta, sigur. De aceea Domnul spune, păstrează ce ai. Nu zice, eu am toate lucrurile acestea și gata. Nu, păstrează, pentru că le poți pierde. Le poți pierde. Și Domnul, de asemenea, când vorbea ucenicilor despre venirea lui, nu le spunea, stați liniștiți că eu vin și vă iau pe toți. Nu, iată cuvintele sale. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Păi noi suntem ucenicii tăi. Da, dar vegheați și rugați-vă tot timpul. De ce? Ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea ce se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Acesta este îndemnul pentru Filadelfia, pentru noi, pentru creștinii aflați în așteptarea Domnului. Nu doar că ne uităm la semnele vremurilor și știm că Domnul e aproape. Trebuie să fie ceva din partea noastră și anume, vegheați tot timpul și rugați-vă. Facem noi așa? Să veghezi, să nu te ia valul acesta al lumii. Să nu intre cel rău cu ceva în viața ta, să-ți aducă păcat, să-ți aducă întinare. Și pe urmă te trezești că vei rămâne în urmă, fără să-ți dai seama măcar că te-ai îndepărtat de Domnul. Dragii mei, este o veghere și este o rugăciune în tot timpul. De ce? Ca să avem putere să scăpăm. Cum scăpăm? La venirea Domnului pentru a-și lua biserica acasă. Și este și un mare semn de întrebare pentru fiecare dintre noi, dacă vom merge până la capăt, fiindcă există acest principiu al înlocuirii. Pentru toți e valabil. Și pentru mine și pentru fiecare dintre voi și pentru noi ca biserică. Dacă noi nu vom fi ceea ce trebuie să fim, altul va fi, alții vor fi, altă biserică, alți slujitori, Domnul nu rămâne niciodată fără martori. De aceea spune el aici, ca nimeni să nu-ți ia cununa, vine altul și el va fi și va primi cununa în locul tău. Principiul înlocuirii despre care am vorbit de atâtea ori. Uitați-vă în Scriptură, dau numai câteva exemple. Iacov i-a luat locul lui Esau. David a fost pus împărat în locul lui Saul. Matia a devenit apostol în locul lui Iuda. Dacă ei n-au fost vrednici, dacă nu și-au păstrat demnitatea, Domnul i-a pus pe alții. N-a rămas Domnul cu locul liber, fără martori. Popoarele lumii au luat locul lui Israel. Deocamdată Israel va reintra în atenția lui Dumnezeu în vremea sfârșitului și au format Biserica Domnului. Întotdeauna Domnul înlocuiește. Dacă biserica primelor secole, după legalizarea creștinismului, până la anul 600, nu și-a păstrat demnitatea, dacă cea din Evul Mediu a mers mai adânc în idolatrie și în curvie, în apostazie, e bine, Domnul a ridicat pe alții. Și au fost cei din timpul reformei. Dacă reformații n-au fost ce trebuia, Domnul i-a ridicat pe anabaptiștii. N-au fost anabaptiștii, a ridicat mișcări de trezire. Dragii mei, tot timpul Domnul a înlocuit pe cei care nu și-au păstrat demnitatea. Uitați-vă în toată istoria bisericii creștine. Ea este o istorie a înlocuirilor pe care Domnul le-a făcut
la nivelul unor biserici întregi, unor denominații întregi. Domnul le-a înlocuit și a ridicat pe alții. Iar ceilalți s-au adâncit în păcatul lor. Unde sunt reformații astăzi? Ordinează păstorițe și fac, oficiază căsătorii între persoane de același sex. Asta nu fac nici catolici, am mai spus. Unde sunt anabaptiștii? Unde sunt ceilalți din perioada de după reformă? Unde sunt mișcările care s-au născut în urma marilor treziri, cum e cea metodistă? În același curent de cădere. Chiar și cea care a apărut pe vremea lui Tozer este într-o apostazie aproape totală. Ce trist! Și a rămas Domnul fără mărturie? Nu, Dumnezeu a ridicat pe alții. Credeți că dacă noi nu vom fi, nu poate Domnul să ridice pe alții? Sigur. Dar Domnul spune, păstrează ce ai, că vine altul și ți-a cununa. Iar tu te vei pierde. E foarte simplu. Și măcar dacă ar ști oamenii aceștia că s-au pierdut, dar ei cred că-s bine și slujesc lui Dumnezeu. Ce trist este. Atenție mare, nimeni nu este de neînlocuit. Și eu iau cuvintele acestea în mod personal, pentru că aici vorbește unui om, unui priveghetor, unui supraveghetor de biserică și spune, vezi că și tu ești în situația asta. Dacă nu păstrezi, vine altul, va sluji cum trebuie și el va primi cununa, iar tu vei rămâne în afară. Dacă noi nu vom mai cere trezire, alții o vor cere și o vor căpăta. Dacă noi ne vom mulțumi cu puțin, atâta vom avea. Și s-ar putea să pierdem și acel puțin. Dacă noi vrem un creștinism, cum o fi, numai să avem și noi acolo adunare de unde să venim și de unde să plecăm, atâta va fi. Încă o formă de evlavie fără putere, dar nu-s destul. Noi vrem focul Duhului Sfânt. Noi vrem să fim ca biserica asta din Filadelfia. Nimic mai puțin decât atât nu e acceptabil. Nimic. Iar eu am o mare răspundere și eu n-am să cobor standardul. Poate să facă oricine ce-ar face, poate să zică oricine ce-ar zice, standardul e aici. Nu l-ai atins, nu trăiești așa la pocăință. La pocăință profundă, reală și de durată. Până îi rezolvi lucrurile. Altfel, nu vor răsări zorile peste noi și peste neamul acesta. Pentru această biserică din Filadelfia este și o promisiune pe măsură. Și aceasta se găsește în versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Iar promisiunea aceasta este cu privire la un moment foarte specific. Ceasul încercării. Nu-i vorba de o oră, ci vorba de un moment de încercare sau de necaz, tradus ad literam. Nu-i vorba doar de o încercare a credinței, ci este vorba de o perioadă de necaz. Mai exact ar fi fost să folosească termenul tribulație, dar noi nu îl folosim pentru că este foarte neologic, oamenii nu înțeleg și spunem că este vorba de o perioadă de necaz, de o vreme de restriște, de o vreme de mari dificultăți. De vremea aceasta, Domnul spune bisericii, te voi păzi de ea, în afara ei, nu prin ea, ci în afara ei. Vremea aceasta este numită de Domnul necazul cel mare, în Matei 24:21, sau necazul lui Iacob în Ieremia 30:7, Osea 5:15, pentru că poporul Israel în mod deosebit trece prin necaz, dar și toată omenirea, spune Domnul, pe toți locuitorii pământului o să încerce, toți vor trece prin necaz, dar pe tine te voi păzi în afară. Este o zi de răzbunare a Domnului, de asemenea Isaia 34:8, Ieremia 46:10, sunt multe locuri în Scriptură. Este a 70-a săptămână din Daniel. Am vorbit atât de mult despre această perioadă compactă de 7 ani. Este o perioadă compactă. Este împărțită în două jumătăți, dar este o perioadă compactă de care Domnul spune, eu te voi păzi. Necazul cel mare, dragii mei, nu e de 3 ani jumătate, este de 7 ani. Este a 70-a săptămână din Daniel, capitolul 9. Și de aceasta, spune Domnul, te voi păzi. Acesta e necazul lui Iacov. Nu doar a doua jumătate, ci și prima. De ce? Pentru că în prima, măcar că îi zic au pace, ei slujesc lui Anticrist. În a doua, Anticrist se ridică împotriva lor și începe persecuția. Dar în ambele este un necaz. Necaz este și să-l ai pe Anticrist drept guvernator. Mai greu decât atât, ce înseamnă? Dragii mei, spune despre biserica lui că o va păzi în afară. Acesta este un necaz care are să vină peste lumea întreagă. Și observați, peste lume, nu peste biserică.
să încerce pe locuitorii pământului. Noi suntem locuitorii ai cerului, noi suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. De câte ori spune Scriptura despre asta? Noi suntem aici doar în trecere. Când zice locuitorii pământului, se referă la oameni care au totul aici. Ei trăiesc pentru lumea asta. Totul e aici. Să strâng, să am, să mă distrez, să-mi fac lucruri, să-mi acumulez avuții. Atâta este. Pentru locuitorii pământului este un mare necaz. Dacă nu se pocăiesc, să aibă și ei parte de răpirea bisericii. Dar, bineînțeles că puțini se vor pocăi. Este întotdeauna o cale strâmtă. Însă, vine un necaz peste lumea întreagă, peste locuitorii pământului, nu peste biserica Domnului. Și observați, aici nu spune, te voi păzi prin necazul ăsta, te voi trece cu succes, vei rezista. Spune, am să te păzesc de necazul ăsta, am să te păzesc în afară. Iar prepoziția folosită aici în limba greacă, am verificat-o și răst verificat-o, este ek, care înseamnă întotdeauna în afară de, în exterior, nu prin. Cum de-au scos oamenii, vin din textul acesta și spun, am să te păzesc prin necaz. Nu, este în afara necazului. Eu am să te păzesc. Nu? Și când zice te păzesc, înseamnă că te pun deoparte. Nu înseamnă că te trec prin. E foarte simplu de înțeles. Biserica de tip Philadelphia merge la răpire. În afara cazului în care își pierde lumina și își pierde cunună. Însă, în ansamblu, aceasta este biserica, tipul de biserică care va fi răpit. Câte biserici Philadelphia sunt astăzi? În țară și în afară ei. Foarte greu să întâlnești măcar una. Mulți zic, da, sunt multe. Eu am mai întâlnit prin Spania, am mai spus de frații spanioli cu care continui să lucrez, și sunt multe în cazul lor. Cu toate acestea și în mijlocul acestor biserici pot să fie oameni care nu trăiesc viața cu Dumnezeu. Întotdeauna pot să fie. Dar biserica în ansamblu merge pe calea aceasta. Ea merge pe calea Domnului și va avea parte de răpire. Mă rog să fie cât mai multe astfel de biserici. Știți când am pus postul din ziua de miercuri și sper să fie cât mai mulți care să nu se fi lăsat. În cererile noastre la rugăciune a fost și acest lucru, să ridice Domnul astfel de biserici sănătoase, de tip Philadelphia, care să-L aștepte pe El să trăiască în curăție, să se ghideze doar după cuvântul Său și să poată veni oamenii acolo ca să se pocăiască. E foarte greu să te sune cineva de prin țară să spună m-am pocăit și nu am unde să-l trimit. În ce biserică? Unde să-l trimit? În Sardes sau în Laodiceea? Nu, eu nu mă unesc cu păcatul ăsta. Nici în Pergam nu-l trimit. Eu nu pot să-l trimit pe oameni acolo. Și spun doar atât. Nu știu de Philadelphia în orașul tău, dar mă rog să apară. Să dea Domnul să apară în toate orașele din țara aceasta și din afara țării. Oameni care scriu de prin Cernăuți și din Ucraina, din alte zone. Este nevoie, dragii mei. Nu spun că nu pot să existe. Cred că există, mai ales pe la țară. Sunt oameni care slujesc Domnului, păstori dedicați, sinceri, curați, care se străduiesc în lucrul Domnului. Sunt, mai ales în Ardeal. Și aici trebuie recunoscut că acolo lucrarea are o altă formă. La noi în sud este așa cum este. Și în Ardeal este apostazie, e adevărat, mai ales în bisericile mari. Dar Domnul să ridice astfel de biserici de tip Philadelphia și să poate să fie oameni care să se pocăiască, să aibă parte de venirea Domnului. Pentru că Domnul, repet, spune, te voi păzi de necazul cel mare, în afara Lui. Cum? Foarte simplu, conectăm lucrul acesta cu făgăduința răpirii bisericii. Domnul spune că în casa tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc să vă pregătesc un loc, după ce pregătesc locul, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Clipa aceasta este foarte aproape, iar Domnul spune acestei biserici, eu vin curând. În final avem făgăduința făcută biruitorilor, versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Ce mari sunt răsplătirile Domnului, recompensele pregătite de El pentru cei care se luptă și biruiesc. Este o luptă și este o victorie pe care o dă Domnul prin credință. Făgăduințele sale, promisiunile Lui sunt din ce în ce mai mari și mai prețioase și vor culmina cu Laodiceea, dar cei aici sunt foarte mari pentru că spune, îl voi face pe cel ce va birui un stâlp în templul Dumnezeului meu. Iar și aici avem o imagine simbolică, știți când am studiat în Vechiul Testament, că erau doi stâlpi de aramă foarte groși, foarte grei,
în templul din Ierusalim, zidit de Solomon. Unul se numea Iachin, tradus a întărit, iar celălalt Boaz, tradus în el este putere. Pe ei se sprijinea lucrarea Domnului. Și despre Petru și Ioan se spune că ei sunt priviți ca stâlpi ai bisericii din Ierusalim. Și în cazul bisericilor din Noul Testament, din vremea aceasta Apocalipsei, era nevoie să fie stâlpi de susținere. Și în cazul nostru este o aplicație deja actuală că Domnul poate să facă dintr-un om care îi slujește lui cu curăție un stâlp, un om care să susțină lucrarea Domnului, oameni care să ducă poveri. Dragii mei, oamenii ăștia sărari, care să susțină în rugăciune lucrarea lui Dumnezeu. Iar aici spune un stâlp în templul lui Dumnezeu, dă impresia aceasta de masivitate, de a fi neclintit. Nu va mai ieși niciodată afară din el, spune Domnul, în ideea aceasta că vom fi acolo pentru totdeauna. Nimeni nu ne va mai scoate din prezența lui dacă vom ajunge în slava sa. Odată ce va avea loc nunta mielului, vom primi și un nume nou. Și spune aici, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim. Iată, nume, prenume. Știți că în spaniolă este primer apeido, secundo apeido. O să avem mai multe nume. Și așa că Domnul ne va da numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim și numele meu cel nou. Iată, trei nume. Și în altă parte spune că ne va da o piatră albă și pe ea un nume nou pe care nu știe nimeni decât cel care primește. Iată, patru nume noi pe care le vom avea în ceruri. Slăvit să fie Domnul, acestea sfăgăduințe pe care noi încă nu le cuprindem în întregime, dar ne așteaptă un viitor fericit. Noi uneori suntem împovărați, suntem atât de întristați în lumea asta, dezamăgiți, ar trebui să avem privirea îndreptată către ce ne așteaptă. De aceea Domnul pune aceste făgăduințe. Ca noi să ne uităm dincolo de văl, dincolo de ceea ce se vede. Există un univers spiritual, există o nouă creație. Vom intra în ea, vom primi toate lucrurile acestea. Dacă și numai dacă ne vom lupta și vom birui. Acesta este locul în care vom sta pentru totdeauna, în prezența lui Dumnezeu Tatăl, în Noul Ierusalim și în prezența Domnului Iisus, care ne va da numele Său cel nou. Nu va mai fi legat de mântuirea trecută, ci de creația nouă în care vom intra. Expresia de încheiere, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, apare la sfârșitul epistolei. Am vorbit că aici e vorba de al doilea grup al bisericilor care formează partea nouă, partea modernă a istoriei bisericii. Și aici sunt patru biserici. Noi avem, repet, 10.000 de denominații creștine, de organizații, de culte, de mișcări, dar pentru Domnul sunt doar patru. Tiatira, biserica în care a intrat idolatria, Sardes, biserica fără viață, Filadelfia, biserica dragostei de frați și ascultării de cuvântul Domnului și Laodicea, biserica cu o dragoste călduță, căldicică, iar noi ne rugăm să fim ca Filadelfia. Din punct de vedere istoric, am dat această interpretare istorică, biserica din Filadelfia reprezintă perioada din timpul marilor treziri spirituale. După perioada reformei a urmat aceasta a marilor treziri spirituale, de la 1750 până la 1920. Atunci, dragii mei, a fost creată această biserică de tip Filadelfia. Prin mari treziri spirituale, trei valuri mari în America și de asemenea mai multe în Anglia și în Europa. Pe urmă, trezirile au continuat și în America de Sud, chiar și în China și în India, în toate zonele lumii, în Africa de asemenea, au fost treziri spirituale. Dar vorbim de perioada aceasta veche, a secolelor 18-19, de acolo avem noi mari oameni ai lui Dumnezeu pe care îi citim și vrem să urmăm exemplul lor. Repet, nu sunt oameni perfecți, pot să fie lucruri pe care le-au interpretat greșit, dar în ansamblu ei sunt exemple în tot ceea ce au trăit pentru Domnul și de aceea citim cărțile lor. Aici avem pe Wesley, pe Jonathan Edwards, pe Moody, pe Finney, pe Spurgeon, pe Torrey și lista e foarte mare. Tot ce citim noi de valoare, aproape tot, vine din această perioadă. Mai târziu, repet, a trăit Tozer și Ravenhill și Wilkerson.
Dar ceea ce avem de profunzime este din această perioadă, din 1750 până la 1920. Din punct de vedere istoric, aceasta este perioada Filadelfiei. Nu înseamnă însă că Filadelfia a dispărut, însă locul ei a început să fie treptat, luat de către Laodicea. Biserica s-a îmbogățit, a început să aibă clădiri mari, a ieșit din persecuție și a avut consecințe acest lucru, că a devenit o biserică cu o temperatură călduță, o biserică mulțumită cu sine și în același timp oarbă spiritual. Aceasta este starea în care trăim. Noi, din punct de vedere istoric, ne aflăm în epoca Laodiceei, dar poate să fie Filadelfia și în această epocă. Aceasta este biserica care s-a sfințit și pe care Domnul o va răpi curând, o biserică slujind doar Domnului, după cuvântul său și continuând în tradiția marilor treziri spirituale. De ce vorbim tot timpul de trezire? Pentru că noi venim din această tradiție. Filadelfia vine din această tradiție, de aceea vorbim de trezire. Și e simplu să vezi care e biserică de tip Filadelfia, pentru că ea se ancorează în perioada aceasta. Citește, promovează pe astfel de oameni al lui Dumnezeu, autori creștini, și urmează exemplul lor. Noi trăim în limitele acestea. Ei ne-au format, ne-au trasat calea și noi mergem. Noi călcăm pe urmele mai marilor noștri, înaintașilor noștri în credință. Și vorbim despre astfel de treziri spirituale și ne dorim să avem și noi parte de o astfel de lucrare acum, înainte de venirea Domnului. Nu știm în ce măsură va fi. Există deja oameni care spun că s-au trezit și cred că este o lucrare care deja are loc, fără ca noi să o vedem foarte bine, dar ne rugăm în continuare ca Domnul să facă mai mult decât putem noi să ne imaginăm. În toată lumea, la nivel mondial, Filadelfia cuprinde biserici în mod deosebit ieșite din sistem. Biserici asemănătoare cu cele din China, numite biserici subterane, care trăiesc nu sub pământ, dar în ilegalitate. Și foarte puțin lipsește ca să ajungem și noi în aceeași situație. Este biserica subterană din China, din alte țări persecutate, din Iran, din Afganistan, și acolo sunt oameni care s-au întors la Domnul, trebuie să ne rugăm pentru ei, din toate țările musulmane, multe biserici în case în lumea civilizată, repet, nu toate, nu tot ce e în case e și bun, dar există biserici sănătoase în Statele Unite, în Europa, în țările occidentale, în țările libere. Filadelfia există astăzi pe fața pământului și ne rugăm să fie cât mai multe astfel de biserici în țara noastră. Domnul să ne ajute și pe noi să fim o astfel de biserică, să ne aliniem potrivit cuvântului său, să-l recunoaștem pe el drept unic conducător, drept cap al trupului, să ne supunem voii sale și să așteptăm revenirea lui. Pentru că foarte curând el va veni, el spune acestei biserici, iată, eu vin curând. Și curând înseamnă în clipa următoare, dar poate însemna și deodată pe neașteptate. Noi vrem să-l așteptăm pe el, vrem să ne sfințim viața, să fim în ascultare de cuvântul său, să avem o dragoste reală unii față de alții, o dragoste neprefăcută, o dragoste adevărată de Domnul și să primim tot mai multă putere de la Duhul Sfânt ca să-i fim lui martori în lumea aceasta plină de apostazie. Domnul să lucreze, să ne trezească și să aducă trezire și în țara noastră, a lui să fie toată slava. Amin.